Duminica șasea după Paști este Duminica Vindecării Orbului din Naștere, după cum ne spune Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 9, versetele 1 până la 38. Ideea principală a acestei Evanghelii este aceasta: omul vindecat mărturisește Dumnezeirea lui Hristos. Evanghelia aceasta este plină de înțelesuri duhovnicești și din ea se desprind trei mari învățături, și anume că boala nu este totdeauna urmarea păcatului, ci poate fi și un prilej de lucrare tainică a lui Dumnezeu pentru întărirea credinței și a recunoștinței oamenilor. A doua învățătură, vindecarea orbului din naștere îl face pe acesta credincios mărturisitor și curajos mărturisitor al Dumnezeirii lui Hristos. Și în al treilea rând, credința este o vedere duhovnicească a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în lume și în viața oamenilor, dar și o arfună a bucuriei din împărăția cerurilor. Evanghelia de astăzi ne arată că mai mare boală este necredința sau orbirea spirituală a omului decât orbirea lui trupească, sau că mai ușor se vindecă cineva de orbirea trupească decât de orbirea sufletească a necredinței. Orbul din naștere despre care vorbește Evanghelia de astăzi nu a cerut nimănui să-l vindece. Și întâmplător, el a fost observat de Domnul Iisus și de ucenicii săi, care l-au întrebat pe Iisus dacă omul acesta este orb pentru că a păcătuit el sau părinții lui. Iar Domnul Iisus Hristos a răspuns că nu a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut orb pentru ca să se arate în el lucrarea lui Dumnezeu. Care este această lucrare a lui Dumnezeu? Lucrarea de vindecare sau de înnoire a vieții omului. Într-adevăr, prin vindecarea acestui orb din naștere s-a arătat lucrarea lui Dumnezeu, și anume că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Făcătorul Lumii, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt l-a creat pe om la începutul lumii, zicând să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și că tot El, Iisus, este lumina lumii, adică sensul prim și ultim al vieții, al existenței Universului și al umanității, dar și că El, Iisus Hristos, este dătătorul vederii trupești sau fizice și dătătorul vederii sufletești sau spirituale, care se numește credință. El este izvorul luminii văzute cu ochii trupești, dar și al luminii văzute numai cu ochii sufletești ai credinței, adică al luminii slavei lui Dumnezeu, al luminii necreate, inaccesibile pentru ochii trupului, dar accesibile pentru ochii credinței. Când Mântuitorul a spus că nici acesta nu a păcătuit, de s-a născut orb, nici părinții lui, de fapt, Mântuitorul respinge credința falsă a unor iudei care, sub influența unor credințe păgâne, considerau că un om care a fost foarte păcătos, dar ieșirea sufletului din trup, sufletul lui migrează, merge în alt trup, mai ales într-un copil. Și așa se naște cineva păcătos, în sensul că sufletul unui om păcătos a intrat într-un copil. Această credință păgână, care a influențat pe unii dintre iudei, considerând că omul poate păcătui înainte de naștere, în înțelesul că sufletul lui era un suflet păcătos, dar Mântuitorul respinge această falsă credință că cineva se poate să se nască orb pentru că a păcătuit el însuși. Și în cazul de față, Mântuitorul arată că nici părinții lui nu au păcătuit.
Adică acest copil nu s-a născut ori pentru că ar fi fost păcătoși părinții lui, ci într-un mod surprinzător, spune, s-a născut ori pentru ca să se arate în el lucrarea lui Dumnezeu. Deci este o pedagogie, o lucrare tainică a lui Dumnezeu, care printr-o boală vindecată transformă pe omul bolnav într-un om credincios și mărturisitor al credinței în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Acest orb din naștere, deci, este întâlnit de Mântuitorul Iisus Hristos. Și Mântuitorul Iisus Hristos dorește să-l vindece. Deci, din proprie inițiativă, nu la cererea orbului, ci el, Mântuitorul Iisus Hristos, spune acestui orb din naștere că atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Și apoi a scuipat jos și a făcut tine din scuipat și a uns cu tine ochii orbului. Apoi a zis, merge-te spală în scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era orb ziceau, nu este acesta, oare cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea, eu sunt. Deci ziceau, cum ți s-au deschis ochii? Acela a răspuns, omul care se numește Iisus a făcut tine. A uns ochii mei și mi-a zis, mergi la scăldătoarea Siloamului și te spală. Deci ducându-mă și spălându-mă, am văzut. De ce a trimis Mântuitorul Iisus Hristos pe cel orb, după ce i-a uns ochii cu tine? De ce l-a trimis la scăldătoarea Siloamului? În primul rând, l-a trimis pentru ca să constate ascultarea lui smerită și credința lui puternică. Deoarece acest orb, după ce au fost ochii lui unși cu tine și a fost trimis de Mântuitorul la scăldătoarea Siloamului, nu a întrebat cum ajung acolo, dacă nu văd. Deci de ce trebuie să merg acolo? Și el, într-o smerenie, a ascultat și a împlinit porunca lui Iisus și a mers la scăldătoarea Siloamului. Deci, în primul rând, a fost trimis ca să constate ascultarea lui smerită și credința lui că se va vindeca dacă se va spăla de tine la scăldătoarea Siloamului. Aici ne putem întreba dacă acest orb a mers singur, dacă l-a condus cineva la scăldătoarea Siloamului sau a ajuns acolo tocmai pentru că Dumnezeu Cuvântul, Iisus Hristos, care a zis mergi și te spală acolo, l-a însoțit tainic cu puterea sa pe drum și a arătat cum să ajungă până la scăldătoarea Siloamului. Al doilea motiv pentru care a fost trimis orbul acesta din naștere, dar cu ochii unși cu tine, formată din salivă și din țărână, a fost acesta, ca să-l vadă cât mai multă lume, că este orb și că ochii lui acoperiți cu tine neagră, arată că este un om nevăzător, care are nu lumină în fața ochilor, ci întuneric. Și deci mulți, când el s-a întors sănătos, și-au dat seama că el s-a vindecat în mod minunat. Această lucrare minunată, pedagogie sfântă a lui Hristos, ne arată cum unii oameni infirmi sau bolnavi pot să mărturisească dumnezeirea și sfințenia Lui, în timp ce unii oameni care văd cu ochii trupești se împotrivesc lui Hristos și refuză să recunoască prezența și lucrarea lui Dumnezeu în el. Scăldătoarea Siloamului se traduce cu cel trimis. Deci el a fost trimis
acest orb de naștere la scăldătoarea Siloamului, pentru că el însuși va deveni un trimis al lui Hristos ca să-l mărturisească în fața fariseilor necredincioși și în fața lumii pe Iisus Hristos. Mai întâi el a mărturisit puterea dumnezeiască vindecătoare a lui Hristos. Iar la sfârșit, după ce s-a întâlnit din nou cu Hristos și când Hristos i-a zis că este un Fiul lui Dumnezeu, el a întrebat și cine este ca să crede în el. Iar Iisus i-a zis, cel ce-ți vorbește, l-ai și văzut. Atunci, orbul din naștere care fusese vindecat, a zis, cred și s-a închinat lui. Cred, Doamne, și s-a închinat lui. Această schimbare radicală arată că deodată cu vindecarea de orbirea trupească, acest om vindecat de Iisus primește o vedere duhovnicească foarte puternică și aceasta este credința. Și în baza acestei vederi duhovnicești a lucrării lui Dumnezeu în viața omului, el mărturisește că Iisus nu este un om păcătos, ci este un om de la Dumnezeu. Și că el nu ar putea săvârși minuni dacă ar fi un păcătos. Și merge atât de departe încât întreabă pe farisei care invideau pe Iisus, nu cumva doriți și voi să deveniți ucenicii lui? Și atunci fariseii l-au certat pentru îndrăzneala și curajul lui și l-au scos afară. Iar Iisus l-a găsit pe acesta, aflând că a fost dat afară de către farisei cărturari și s-a întâlnit cu el și l-a întrebat, de fapt, crezi tu un Fiul lui Dumnezeu? Și când a văzut că Iisus, cel care l-a vindecat, este Fiul lui Dumnezeu, a crezut în el. Deci, orbul are două mărturisiri. Mai întâi, în fața fariseilor, mărturisește puterea vindecătoare dumnezeiască a lui Iisus. Iar după ce s-a întâlnit a doua oară cu Iisus, a mărturisit că Iisus nu este doar un vindecător cu putere dumnezească, ci este însuși Fiul lui Dumnezeu. Deci această creștere în credință, această intensificare, mai bine zis, a credinței lui, arată că această vorbă din naștere vindecat mărturisește dumnezeirea lui Iisus, mărturisește că El este Fiul lui Dumnezeu și prin aceasta El se arată mai fidel, mai credincios, mai dispus să creadă în Iisus decât cărturarii și fariseii care cunoșteau Scripturile, dar care nu numai că nu credeau în Iisus, dar și îl invideau. De ce îl invideau? Tocmai pentru că făcea minuni, mai ales pentru că făcea minuni sâmbăta, îl invideau, dar îl invideau și pentru că mulți dintre iudei credeau în Iisus și mergeau împreună cu El. Această Evanghelie ne arată că incapacitatea spirituală a unor oameni de a crede în Dumnezeu Creatorul Universului și al omului, descoperit lumii în mod deplin prin și în Iisus Hristos, este necredința. Deci credința este o capacitate spirituală de a vedea pe cel nevăzut, pe Dumnezeu Creatorul Universului și al omului. Deci credința este o vedere dincolo de simțurile trupești. Nu este o vedere fizică, ci o vedere spirituală, o simțire a prezenței și lucrării Creatorului în creatură, în creație, o simțire a prezenței și lucrării Dumnezeu în viața lumii și în viața fiecărui om. Este o legătură tainică de recunoștință și de mulțumire adusă lui Dumnezeu
dar și de cerere adresată lui pentru a deveni lumina și ajutorul vieții. Deci credința nu este o simplă convingere intelectuală că Dumnezeu există undeva departe, ci este o relație vie de încredere, de iubire, de recunoștință. De aceea cea mai înaltă activitate a Bisericii este Sfânta Euharistie, adică Sfânta Recunoștință, Sfânta Mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru întreg universul care a fost creat de Dumnezeu și pentru darurile date omenirii. Deci credința este această legătură nevăzută, dar reală a omului cu Dumnezeu Creatorul. Iar în mod deosebit această legătură ne-a arătat-o Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, care atât de mult a iubit pe oameni, încât a devenit tocmai ceea ce iubea, adică om. S-a întrupat, a devenit om din iubire de oameni și pentru mântuirea oamenilor, așa cum mărturisim în crezul Niceu Constantinopolitan. Deci credința este o capacitate, un dar al Dumnezeu, o virtute. El dăruiește tuturor darul acesta, dar nu toți îl cultivă, nu toți îl fructifică, nu toți îl dezvoltă. Deci credința este nu doar o convingere intelectuală, ci este o legătură de iubire și de recunoștință a oamenilor față de Dumnezeu, Creatorul, și în mod deosebit față de Fiul Său, care s-a făcut om pentru mântuirea oamenilor. Necredința însă, ca incapacitate spirituală de a-L mărturisi pe Dumnezeu, Creatorul sau Făcătorul lumii și al umanității, se manifestă în istorie în forme diferite. Astăzi, această necredință sau incapacitate spirituală a unor oameni de a crede în Dumnezeu, Creatorul Universului și al omului, așa cum ne l-a descoperit Iisus Hristos, se manifestă ca ateism sau ostilitate față de religie, ca nihilism sau indiferență față de valorile credinței, ca secularizare sau diminuare a vieții spirituale până la uitare de Dumnezeu și de biserică. Însă unii oameni care au trecut prin suferință și au cunoscut ajutorul Dumnezeu ca vindecare de boală sau eliberare de păcate și de necazuri, de împrejurări grele, aceștia sporesc în credință ca fiind vedere duhovnicească a prezenței și lucrării Dumnezeu în viața omului. Sigur, e bine să sporim în credință nu ca urmare a suferinței, ci ca urmare a recunoștinței noastre față de iubirea lui Dumnezeu, care ne dă viață și ne ajută, care ne dăruiește sănătate, înțelepciune și care ne ajută să trăim viața în comuniunea familiei și a societății. Evanghelia de astăzi ne arată cum un om orb din naștere a devenit văzător și mărturisitor credincios al lui Hristos ca Fiul al Dumnezeu. Iar unii dintre cărturarii farisei care vedeau trupește au rămas în orbirea lor spirituală, refuzând să creadă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu face dintr-un om bolnav, infirm, un dascăl și un mărturisitor al credinței în Hristos, un trimis al Său în lume pentru a lumina pe alții. Vedem așadar că acest orb din naștere, care devine văzător și devine credincios, mărturisitor al lui Hristos, devine o pildă, un misionar, un trimis. Că aceasta înseamnă misionar, un trimis al lui Dumnezeu, ca să întărească credința oamenilor. Deci noi suntem învățați de Evanghelia de astăzi cât de mare este iubirea lui Dumnezeu și cât de puternic este harul Său vindecător și luminător. De aceea, această scăldătoare a siluamului a fost interpretată de Sfinții Părinți ca o prefigurare a botezului. După botez, preotul spune celui botezat: botezatu-te-ai, spălatu-te-ai, curățitu-te-ai, luminatu-te-ai. Botezul este o luminare
adică o dăruire a credinței care luminează, dă sens relației omului cu Dumnezeu și cu întreaga creație și cu semenii. În această zi, care este a Duminicii părinților și copiilor, adică a familiei creștine, îi îndemnăm pe părinți să acorde mai mult timp copiilor, să-i ajute să cultive credința, speranța și dragostea, libertatea de a face binele, nu răul, să aducă bucurie celor din jurul lor, să prețuiască spiritualitatea și tradițiile poporului român oriunde s-ar afla. De aceea îndemnăm pe copii să iubească mai mult pe părinții și dascălii lor, să se roage pentru ei și să le arate recunoștință. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, cel înviat, să lumineze și să umple de pace și bucurie sufletele părinților, ale copiilor, ale tinerilor și ale tuturor celor care ajută pe aceștia să fie o binecuvântare pentru poporul român, spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin.